Notează două sporturi de iarnă identificate în textul 2. Ne uităm în textul 2 și descoperim că sporturile de iarnă despre care se vorbește sunt patinajul, schiul, bobul, hocheiul. Atenție, însă noi le scriem cu forma de astăzi, nu cum este în text. Hochei cu Y și așa mai departe. Doi. Scrie în caset așa litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1. Copiii și-au dat seama că Ștefii s-a pierdut de grup când au ajuns. Citim textul și vedem. Când am ajuns la platou de la Cristianul Mare, era deja o schimbare teribilă. Ceața albă în care se amesteca întunericul ninsoare frig și, de fapt, ajunseserăm numai 3 din 4, Ștefii dispăruse. Prin urmare, răspuns corect. Ce? Și-au dat seama că Ștefii s-a pierdut de grup când au ajuns pe platoul de la Cristianul Mare. 3. Ștefii a fost găsit. Mergem la text și descoperim că Ștefii căzuse, își rupsese un schi și avea o gleznă luxată. Prin urmare, răspunsul corect este cu un schi rupt și o gleznă luxată, B. Mergem mai departe. Informații din textul al doilea. Prima societate turistică românească din vechiul regat al României a fost prima societate turistică românească. Ne ducem la textul al doilea și vedem acolo în al doilea paragraf, în vechiul regat al României, în statutul primei societăți turistice românești, Societatea Carpatină Sinaia, deci atât, prima societate românească, Societatea Carpatină Sinaia, răspuns corect, ce? Exercițiul al cincilea. Adevărat sau fals? Ștefii se adaptase cu greutate familiei naratoarei. Mergem la text și descoperim chiar în primul paragraf că Ștefii se adaptase fără greutate familiei noastre. Prin urmare, afirmația că se adaptase cu greutate este falsă. A doua afirmație. Doru propune să ceară ajutor dacă nu-l găsesc pe Ștefii la cabană. Atenție maximă. Ne uităm în text. Ultimul rând de pe prima pagină, ultimul paragraf, replica. N-avem ce face, mergem la cabană și dacă nu-l găsim cumva acolo, cerem ajutor. A zis Matei. Da, mergem la cabană și cerem ajutor. Dar nu a zis Doru, a zis Matei acest lucru. Prin urmare, afirmația este falsă. Băieții l-au sprijinit pe Ștefii pentru a ajunge la cabană. Da, vedem acolo că băieții și-au scos schiurile, le-au pus pe umărul exterior, iar pe Ștefii l-au dus de sub suori între ei. Și mai jos, băieții îl sprijineau pe Ștefii. Afirmația este adevărată. Mergem la textul al doilea. Primele manifestări sportive organizate iarna la sud de Carpați au avut loc în 1893. Primele manifestări sportive de la sud de Carpați. Păi, vedem acolo, primele manifestări sportive organizate iarna la sud de Carpați au apărut la începutul secolului al XX-lea. 1893 e la sfârșitul secolului al XIX-lea. Prin urmare, afirmația este evident falsă. Concursul Marele Premiu al Schiorilor a fost organizat în perioada 23-24 ianuarie 1909, Marele Premiu al Schiorilor. Marele Premiu al Schiorilor a fost în perioada 23-24 ianuarie 1911. 11 au fost organizate Marele Premiu al Schiorilor, nu știu ce. Prin urmare, nu 1909. Răspunsul este așadar fals. Până la începutul Primului Război Mondial, sporturile de iarnă au apărut în vechiul regat exclusiv în mediul aristocratic.
mergem la text și vedem că de altfel, până la începutul primului război mondial, patinajul, schiul, bobul, hocheiul pe gheață au apărut în vechiul regat numai în mediul aristocratic sub patronajul familiei princiare moștenitoare. Prin urmare, afirmația este corectă.